După deschiderea în premieră națională a primului centru de vaccinare directă din Mașina, în municipiul Deva a avut loc astăzi o nouă acțiune inedită de imunizare împotriva COVID-19. Este vorba despre vaccinarea bicicliștilor, care se desfășoară tot în centrul drive-thru de la intrarea în Deva dinspre Sântuhal, iar acțiunea a coincis cu o nouă ediție a manifestării ecologice Vinerea Verde, care constă în lăsarea mașinilor în garaje pentru o zi în favoarea mijloacelor de locomoție nepoluante sau folosirea transportului în comun. Mai mult decât atât, de astăzi înainte orice biciclist se poate vaccina la centrul mai sus amintit din Deva. Astăzi Vinerea Verde la Deva, la drive-thru, înseamnă vaccinarea bicicliștilor. Este o acțiune inedită pe lângă celelalte care au fost în aceste zile de încurajare a participării cetățenilor la vaccin. Fiind Vinerea Verde, am invitat și împreună cu bicicliștii am organizat acest eveniment în care persoanele care vin pe două roți de data asta se pot vaccina la drive-thru din Deva. Acțiunea asta este inedită, dar ea în continuare va continua. Oricine venind și pe bicicletă se poate vaccina în acest loc. Campania de vaccinare a bicicliștilor, ca și cea directă din mașină, este o inițiativă a Prefecturii Județene și a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara în colaborare cu subfiliala de Cruce Roșie din Deva. Organizatorii campaniei, care sunt mulțumiți de vaccinarea drive-thru, aceasta având rezultate excelente, sunt convinși că și imunizarea bicicliștilor va fi o acțiune de succes. În acest moment sunt 4.300 și ceva, astăzi se vor depăși 4.500 de doze administrate în drive-thru. Pot să spun că este un succes pentru noi, a funcționat totul în regulă, nu am avut incidente, nici măcar reacții adverse. Continuăm inclusiv în Vinerea Verde și încurajăm ca toți bicicliștii să vină să se prezinte în drive-thru la vaccinare. S-au prezentat deja de-a lungul perioadei deschise în drive-thru. Am venit chiar personal cu bicicleta să dau un semnal așa legat de acest sport. Sperăm ca toate lucrurile să fie în regulă. Ținem cont de faptul că a fost promovat inclusiv pe canalele naționale, s-ar părea că este ceva nou. Acum, noi lansând primii în țară și drive-thru, avem loc de inovație, să spunem așa. Procedura de vaccinare este una foarte simplă, la fel ca și cea din mașină, la niciuna dintre acestea ne fiind nevoie de programare. Formularul și buletinul, vă rog. O persoană se vaccinează, după ce vă vaccinează doamna asistentă, o să așteptați 15 minute în parcare, da? Iar jandarmii o să vă dea buletinul și adeverința de vaccinare. Acum, trebuie să se poată întreba. Da, ok. Parcare 15 minute și să fie adeverința și buletinul. Mulțumesc frumos! Bicicliștii care s-au vaccinat astăzi la centrul drive-thru din Deva au fost mulțumiți de modul în care a decurs imunizarea, dar și de faptul că au avut prioritate în fața mașinilor. M-am vaccinat pentru bunici și ca să fie în siguranță și consider că este cea mai bună metodă de a opri răspândirea virusului. Cum vi se pare inițiativa? Foarte fain ce au făcut oamenii de la Crucea Roșie și e mult mai eficient să se vaccineze oamenii din mașină. Și am avut un număr foarte mare de vaccinați de când s-a deschis centrul. Și vaccinarea pe bicicletă, cum vi se pare această inițiativă? Foarte interesant, mai ales că am avut prioritate în fața mașinilor. Mă bucură foarte tare faptul că oamenii sunt încurajați să adopte mijloace verde de transport și că au prioritate în fața mașinilor. Pentru că chiar dacă nu pare și lumea este recalcitrantă față de vaccin, aici a fost un număr foarte mare de oameni vaccinați și cozile dimineața sunt destul de mari. Și faptul că am avut prioritate pe bicicletă mi se pare un lucru foarte bun.
Printre bicicliștii care s-au vaccinat astăzi nu au fost doar de veni, ci și din diverse localități hunedorene, dar și din alte județe ale țării. Aceștia s-au simțit bine după vaccinare, care este lucrul cel mai important, au apreciat inițiativa și îndeamnă pe toți să se imunizeze. Ați reușit să vă vaccinați. Cum vă simțiți? Cum a fost? Foarte bine, foarte bine. Este normal să ne vaccinăm cu toții, că asta este, să scăpăm de corona. Această inițiativă de a vă vaccina de pe bicicletă, cum vi se pare? Foarte bun. Sunt în tranzit cu bicicleta la plimbare și am trecut să mă vaccinez. Este Vinerea Verde, susținem și încurajăm vaccinarea. Este un eveniment binevenit. Sper ca participarea să fie foarte numeroasă, pentru că doar prin vaccinare putem să trecem mai departe. Cum vi se pare această inițiativă? O inițiativă foarte bună. Să sperăm că toată lumea o să ia la cunoștință și o să participe, pentru că este un eveniment foarte bun. Nu o să v-ați vaccina. Cum vă simțiți? M-am vaccinat, da. Mă simt foarte bine și cred că toată lumea ar trebui să se vaccineze. Centrul de vaccinare drive-thru din Deva este deschis zilnic între orele 10 și 19, iar aici se administrează ser produs de Pfizer-BioNTech.